Declarații contradictorii între liberali, în timp ce Marcel Romanescu a declarat public că îl vrea ca manager public pe liberalul Virgil Drăgușin și funcția trebuie ocupată prin concurs, purtătoarea de cuvânt a PNL Gorj, Denisa Șuță, susține că nu s-a discutat în partid despre așa ceva. Astfel apare încă o dovadă a neînțelegerilor dintre primarul liberal și partidul din care face parte. Romanescu a insistat pentru organizarea unui concurs privind ocuparea funcției de manager public, dar acum și-a exprimat clar și dorința asupra unei anumite persoane, ce ar putea fi favorizată de edil într-o eventuală competiție. Ca să vă dau un răspuns sincer, mi l-aș alege pe Virgil Drăgușin. Doamna Șuță, ce părere are Partidul Național Liberal despre promovarea în funcția de administrator public a domnului Virgil Drăgușin? Sprijiniți această idee? Nu am auzit despre această variantă și nu o comentez. Domnul Virgil Drăgușin, din câte știu, este angajat al Direcției pentru Agricultură la Prefectura Gorj. Nu a existat vreodată vreo discuție în acest sens în Partidul Național Liberal. Unul dintre liberalii care își dorește acest post este consilierul local Eduard Berca. Eu mi-am dorit poziția respectivă în sensul în care era nevoie de această funcție și de un om cu experiență managerială. Și acum îmi doresc această funcție, nu o voi da înapoi în condițiile în care voi corespunde, să spun. Da, evident, trebuie să avem o discuție în cadrul partidului. Deci Marcel Romanescu și-a exprimat o părere personală, fără îndoială. În mod normal, acest post se va ocupa prin concurs și nimeni nu se poate pronunța cu privire la cine ar putea câștiga. Se lasă loc astfel speculațiilor că Marcel Romanescu ar putea favoriza candidatul preferat.